În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Învățătorule bun, ce să fac să moștenesc viața cea veșnică? Iubiți credincioși, încep, încep, lupta dintre noapte și zi s-a cam lămurit încotro a luat-o. Parcă avem mai mult timp de noi, pentru că în iureșul zilei nu prea ne-am putut desfătura de multe ori și iată că acum Sfinții Părinți au rânduit ca astăzi să ne pună înainte una dintre cele mai interesante evanghelii, pentru că atunci când ascultăm despre un bogat, fie el oarecare, cum este numit în Evanghelie de astăzi, fie el un tânăr bogat numit la Sfântul Evanghelist Matei, atunci când vorbim despre unul bogat, deja parcă ne așezăm confortabil în fotoliile noastre și să ne uităm la ceilalți. Adică nu e vorba despre noi, e vorba despre ceilalți. Iubiți credincioși, Sfântul Evanghelist Luca ne spune că într-una din zile, un om oarecare a venit la Mântuitorul și l-a întrebat zicând: Învățătorule bun, ce să fac să moștenesc viața cea veșnică? Și Mântuitorul i-a răspuns cu o întrebare: de ce îmi spui bun? Bun este numai unul singur Dumnezeu, dar dacă vrei să te mântuiești, păzește poruncile. Și acela a întrebat: care? Să nu fii desfrânat, i-a răspuns Mântuitorul, să nu minți, să nu furi, să nu fii mărturie mincinoasă, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta și vei trăi ani fericiți pe pământ. Și acesta a răspuns: dar pe toate acestea le-am păzit din pruncie. Ce mai lipsește? Și atunci Mântuitorul i-a spus: un singur lucru îți lipsește. Vinde toate ale tale, împarte săracilor și vino și urmează mie. Și el, frecându-și capul, a plecat mai departe și s-a întristat, pentru că, spune Sfântul Evanghelist, era bogat foarte. Și în timp ce el se îndepărta, Mântuitorul a spus: cât de greu este să intre un bogat în împărăția cerurilor. Căci mai ușor este ca o cămilă să treacă prin urechile acului, decât unui bogat să intre în împărăția lui Dumnezeu. Și atunci cei care ascultau au spus: atunci cine poate să se mântuiască? Și Mântuitorul i-a lămurit și pe ei, dar și pe noi, cred. A spus: toate câte sunt, câte nu sunt cu putință la oameni, sunt cu putință la Dumnezeu. Iubiți credincioși, spuneam mai devreme că am mai auzit această evanghelie la Sfântul Evanghelist Matei, acum este de la Luca. Nu este atât de important acum să tăiem firul în patru, să-l despicăm, să vedem de ce unul zice că era vorba de un tânăr bogat, altul astăzi ne spune că e vorba de un oarecare, chiar așa se și exprimă Sfântul Evanghelist Luca. Numitorul comun era bogăția. Dar spuneam că atunci când auzim despre bogătași, ne așezăm așa frumos într-un colț și parcă așteptăm, cum așteptam și eu când eram mic, pe românește zicând, să vedem acum cum îi beștelește taica pe aia bogați. Să știți că această ispită de a te așeza în partea cealaltă, crezând că nu e vorba despre tine, a fost și va fi până la sfârșitul veacurilor, în gândul fiecăruia. V-ați întrebat vreodată cum categorisiți dumneavoastră personal bogăția? V-ați făcut vreun calcul să vedeți cam cât ar trebui să aibă cineva ca să fie bogat? De exemplu, un om care stă pe străzi, dar nu că a băut două case, ci pur și simplu nu are unde să stea, acela are despre bogăție un criteriu. Cine are o casă este bogat. Cel care însă are o mașină, probabil că se gândește cine are două mașini, acela este bogat. Cine nu are familie se gândește că cel care are familie este bogat și tot așa. Apoi intervine partea materială. Cine are conturi de la nu știu câte zerouri, eventual în euro sau în altă valută, acela este bogat. Cel care are rate la bancă, zice, cel care nu are rate la bancă, acela este un om bogat.
Cel care nu este dator, acela este într-adevăr un om bogat. Vedeți că este relativă această problemă. Numai că se spune că odată un om care își făcea aceste criterii de bogăție, probabil că tot într-o duminică ca aceasta, duminica 30-a după Rusalii, s-a rugat la Dumnezeu și a spus: Doamne, dă-mi și mie bogăție, că văd că pe toți care au bogății îi ameninți că nu pot intra cu aceste bogății în împărăția ta, hai să vedem ce faci cu mine. Și s-a rugat să-l cu multă vreme și nu i-a răspuns Dumnezeu. Dar el și-a îndreptat pașii către un înțelept pe care toată lumea îl considera așa și l-a întrebat pe acesta: de ce nu-mi dai și mie, Dumnezeu, bogăție? Și zice: dar cât ai vrea? Ei, nu știu, dar deocamdată n-am nimic și ca să începi o discuție trebuie să ai ceva, să văd dacă sunt bogat sau nu sunt bogat. Și a spus: uite, aranjez eu cu cineva și dacă accepti să-ți tai o mână, că el n-are o mână și să o pună la el, poate să-ți dea până într-un 1.000.000 de euro. Ce vorbești, domnule, cu mâna mea? Eu sunt om muncitor, n-am cum să-ți dau mâna. Zice: bine, dar un picior, du-te, domnule, cum să dau un rinichi? Nu, domnule, nu dau nimic, n-am să... Păi, domnule, dar avea atâția bani dacă le-ai da pe ăstea. Așa ar însemna să fii bogat. Asta înseamnă să fiu bogat? Deci eu sunt bogat și nu știu. Iubiți credincioși, despre acest gen de bogăție ne vorbește Sfântul Evanghelist Luca astăzi. Despre cât suntem noi de bogați și nu băgăm în seamă niciodată. Dacă ne-am mulțumi, așa cum am spus, dacă am avea o casă, ne gândim la cel care nu are o casă și se gândește și ne invidiază pe bună dreptate că avem o casă, înseamnă că suntem bogați. Dacă avem o familie, ceilalți ne invidiază că avem o familie și noi însă nu băgăm în seamă. Dacă știm într-un anumit moment al zilei unde ne sunt copiii, păi vă imaginați că sunt atâția părinți care nu știu acum unde ne este copilul și aceia ne invidiază și: bă, ce bogat e ăsta, mă! Și noi, păcătoșii de noi, noi credem că e vorba despre altfel de bogăție. Nu, este vorba de bogăția aceasta. Dar să vedem cum ne ajută această bogăție să intrăm în Împărăția lui Dumnezeu. Pentru că aici este problema. Dacă tot, gata, am desființat granița între bogați și săraci, pentru că fiecare este sărac sau bogat, atât dacă se consideră. V-am mai zis și altă dată. Unul care are 10 mașini se gândește sărac, pentru că zice: domnule, dacă aveam cel puțin 11, să știi că învârteam toate. Și așa, dar cel care are 9 mașini săracul ce, bă, dacă aș avea 10. Vedeți acum relativitatea asta a noastră. Ei, dacă tot am desființat aceste bariere, să vedem de fapt unde bate această bogăție în Împărăția lui Dumnezeu. Ați auzit că Mântuitorul a spus: mai ușor este unei cămile să intre prin urechile acului. Acum, noi cu mintea noastră înțelegem un text dacă imediat ne facem și o imagine. Și probabil că cei care nu m-au mai auzit până acum vorbind, deja parcă văd cămila așa, bucată cu bucată și trecut croitor prin urechile acului. Nu e vorba de așa ceva. Urechile acului erau niște porți în zidul cetății Ierusalim, după cum și alte orașe, alte cetăți aveau porți speciale prin care intrau oamenii, unde prezentau într-un fel sau într-altul actele lor de identitate, ca să nu intre cei din Siria, probabil, la ei în cetate. Nu știu dacă după ce își vor fi onorat cotele, probabil că ziceau: stop, aici nu mai intră nici urmă. Și erau alte porți prin care intrau animalele, adică oile. Acestea se numeau porți urechile acului, pentru că în afară de oaie nu putea să intre nici ciobanul. El intra pe poarta cealaltă. Și despre aceste urechi ale acului se vorbește în Evanghelie. Urechile acului, adică porțile prin care intrau numai oile. Acum vă imaginați Dita mai Cămiloiu să intre prin aceste porți prin care nu putea să intre nici ciobanul. Vă să zic că de ce a zis Mântuitorul că mai lesne este
Până la urmă, probabil că dacă cineva chiar ar insista, ar putea să treacă în partea altă, chinuindu-se foarte tare și o cămilă. Dar de ce a spus Mântuitorul că mai lesne este unei cămile să intre prin chiriacul decât unui bogat să intre în Împărăția lui Dumnezeu? Acum, dacă tot am lămurit că toți suntem bogați, să vedem unde este sau cum se desface nodul gordian înainte de a-l tăia cu sabia macedonă. Păi nu ne zice clar Mântuitorul, după ce toți au întrebat, dar cine poate să mântuiască? Adică, hai să ne lămurim. Păi ne-a lămurit Mântuitorul. Ceea ce este cu neputință la oameni, este cu putință la Dumnezeu. Înseamnă că toată nădejdea noastră nu trebuie să fie în bogăție. Trebuie să fie la Dumnezeu. Pentru că nu prin bogăție sau prin sărăcie putem să intrăm în Împărăția lui Dumnezeu. Acum, credeți că Mântuitorul neapărat a dat cu... cum zice părămânește, a dat cu barda în bogați și i-a fericit pe săraci? Nu, să știți că eu am văzut niște săraci care, chiar săracii de ei, atât de cârditori și atât de supărați sunt, încât cred că intră după cei bogați în Împărăția lui Dumnezeu. Pentru că dacă ești sărac cârditor, nu ești mai bun decât un bogat nemilostiv. De aceea trebuie să fim foarte atenți. Înseamnă că, dacă vrem să intrăm în Împărăția lui Dumnezeu, trebuie să știm un lucru clar. Nu datorită bogăției, sau nu, criteriul nu este bogăția sau sărăcia. Înseamnă că, ne întoarcem la bogăția noastră, înseamnă că nu trebuie să ne punem încrederea prea mare nici în sănătate. Că am auzit diverse urări, vai de mine, și urături așa, că sănătate, că înainte de cât toate, că dacă avem sănătate, le avem pe toate. Nu e așa, măi copii, nu e așa. Am mai văzut eu pe cineva care venea la Sfântul Maslu, așa din când în când căldureau șelile. Ce, părinte, știți, ce faci, fratele meu? Ce, am venit pe la Sfântul Maslu. De ce? Mă doar aici, într-o parte. Bă, fraților, dacă nu venim la Sfântul Maslu ca să ne facem sănătoși, n-am făcut chiar nimic. Păi ne-am spus că geniul ortodoxiei nu este de a ne vindeca, de a ne scăpa de durere, pentru că durerea, sau suferința, mai bine zis, este de două feluri. Suferință care doare și suferință care schimbă. Dacă nu acceptăm suferința care schimbă, n-am făcut nimic. N-am făcut nimic. Pentru că în momentul în care am stabilit clar că bogăția, clar, ca să aibă toată lumea, ca să aibă toată lumea bogăție, am stabilit că bogat ești atunci când ești sănătos, nu cu sănătatea vei intra în Împărăția lui Dumnezeu. Adică, vezi, Doamne, dacă ești sănătos și ai vorba aia de toate, cum zice lumea, crezi imediat că poți să o dobândești inclusiv mântuirea. Nu e așa. Nu e așa. Suferința adevărată este, cum am zis, de două feluri, una care doare și alta care schimbă, dar suferința nu este numai și numai fizică. Nu trebuie să simți că nu e sănătos numai dacă te doare într-o parte sau într-alta. Te doare de cele mai multe ori sufletul. Te doare sufletul poate de copilul tău de care nu știi pe unde este. Te doare sufletul că ți-a fost stricată imaginea. Te doare sufletul că nu ești văzut așa cum se cuvine. Și tot bolnav te simți, adică, cum am spus, sărac. Dar hai să o lămurim cu bogăția. Bogăția asta de oameni care au de toate, au două mâini, au două picioare și... niciodată nu bagă în seamă sănătatea decât atunci când începe să jubrezească puțin și când începe să mai apară rugina, aoleo, ce mă doare. Și în momentul în care te doare ceva, orice organ care te doare, vorba lui fratele nostru Gabriel Liceanu zice, acel organ devine vedetă. Adică jos cu inima, ăla e cu diabetul, ăla e cu cutare. Și atunci începem să ne obloșim sănătatea. Și apropo de bogăție, că iar revenim la ea, este vorba că dacă am adunat și adunarea nu se face așa să cadă de sus, că nu avem numai mătuși de la bogate care să moară și să ne lase nouă averea. Apropo de primul milion de euro pe care îl are fiecare bogătaș al revistei Forbes. Nu. Important este să înțelegem că există și bogății adunate cu nesom, adunate altfel decât de la mătuși.
Este important ce facem și până unde adunăm. Pentru că a aduna ca să fii bogat, ne aducem aminte din Pateric despre cel care toată viața lui n-a adunat nimic. Și diavolul era foarte, foarte convins că poate să îi dea așa mai spre bătrânețe de înțeles că toată viața lui n-a gândit bine. Și, într-adevăr, l-a ispitit în câteva nopți la rândul și a spus, frate, nu mai ai rude, nu mai ai prieteni, nu mai ai cunoscuți, dacă se întâmplă cumva, ai adunat ceva bani albi pentru zile negre? Prima dată a crezut că este un vis, a doua oară la fel că este un vis, după care însă omul s-a pus pe gând. Băi, ce fac? Nici chiar așa Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă în traistă. Și a început să pună acolo bănuț după bănuț și în vreo 2-3 ani, diavolul ca să îl ai adunat, ia, sunt suficienți, dar uite, de exemplu, dacă rămâi fără un picior, ce faci? În momentul în care așa a pus problema, bineînțeles că omul a început să adune și mai tare. Și, într-adevăr, după câteva zile, și-a dat seama că un picior nu mai asculta. Rămânea în urmă, mereu. S-a dus la doctor și a zis, ce, nu vă supărați, dar trebuie să-l tăiem. E o gangrenă, nu știu ce, hai să-l tăiem. E bine, el s-a întristat, săracul, a văzut cam câți bani are și a dat seama că a adunase fix cât ar fi mulțumit doctorul ca să-i opereze piciorul. Dar în noaptea aceea, se spune că i s-a arătat un înger și i-a arătat piciorul sănătos. Și după ce i-a zis că l-a făcut sănătos, i-a spus, de acum înainte, mai aduna vei bani albi pentru zile negre? Și a înțeles omul și s-a lăsat pe gubaș. Adevărata bogăție nu este cea adunată, pentru că eu personal cunosc foarte mulți oameni care toată viața pleacă de acasă. De ce? Ca să adune. De ce? Ca să aibă. Ca să fie, ca să aibă. Să aibă și nepoții, v-am mai zis-o și altă dată, să miră oamenii, de ce aduni? Și eu mă mir, când văd câte o casă așa mare, Dumnezeu, ce faci cu hanul ăsta de casă? Bineînțeles că dacă mă duc la ultima sfeștanie, nu mai poate omul să mai facă nimic, dar am avut și marea șansă să mă duc la temelie. Și când am văzut-o așa de mare, zic, asta e numai partea asta care se vede, zic, de ce e așa mare? Păi știți că o să stea copiii cu mine, voi stai, preliniștit, Păi dă înseamnă că îți de copii, dar nu-i lași și pe ei să-și facă pe ale lor. Păi cum adică? Păi la mine o să aibă de toate. Nu, la tine nu o să aibă nimic. La tine nu o să aibă libertate. Păi cum adică? Zic, dacă uite, de exemplu, într-o seară vrea și el sau îl sună un prieten să stea până la 2:30, 3 noaptea. Ce faci? Tu zici, băi, stai așa, muzica mai încet, stai așa, nu dansezi, stai așa, nu cu tare. Și a doua zi te uiți în chiuvetă să vezi câte pahare sunt, câte... Păi nu e așa. Unii chiar m-au ascultat și dacă n-au mai putut să mai dea înapoi temelia, așa măcar pe vertical au mai făcut-o mai mică. Și tot au fost întâlnirea mea cu ei, să zic așa, a fost providențială. Dar întreb și eu, băi, dar pentru ce? Băi, dar te-ai gândit că această casă trebuie și încălzită? O, cum adică? Păi zic, acum ai făcut o casă vara, dar nu-ți dai seama dacă o faci dita mai hănănău, te să o încălzi. Nu că încălzi numai o cameră, păi dă înseamnă că îți bagi joc de celelalte. Ați văzut o vreo casă numai cu o cameră încălzită? Păi aproape că se întâlnează celelalte. Pentru că e o diferență de temperatură și gata. Aburul peste tot. Iubiți credincioși, trebuie să vedem de la început cum proiectăm viața noastră. Bunurile pe care le avem sunt pe lângă noi, bogățiile noastre, dar să vedem până când și până unde. Poți să aduni la un moment dat, dar trebuie să știi că a aduna are niște limite. Așa cum am spus, cel care nu are unde să doarmă, mă invidiază pe mine, se uită la mine la casă, zice, uite, bă, ăsta cred că e fericit. Acum vă imaginați cât păcătuiesc eu dacă nu sunt fericit în ceea ce cel de lângă mine crede că trebuie să fiu fericit și are dreptate. Cine vede familia, bă, ăsta trebuie să fie fericit, trebuie să fiu nebun să nu fiu fericit. Adică, pe de-o parte mă invidiază unii că sunt așa de fericit și eu însumi nu sunt în stare. Pentru că mă gândesc, bă, dar stai să văd eu nepoții așezați acum, că mi-am văzut copiii, dar să... Vedeți? Trebuie să știm că acea bogăție este cea despre care Mântuitorul ne-a vorbit. Nu trebuie să numărăm, așa cum am spus, mătuși care ne-au lăsat niște averi sau nu știu ce am mai agonisit.
Bogăția este în noi și o purtăm cu noi, așa cum zicea latinul, omnia mea, me cum porto, ceea ce este al meu, port cu mine oriunde. Așadar, purtăm cu noi bogăția și atunci când suntem sănătoși și atunci când suntem bolnavi. Și chiar mi-aduc aminte și îmi place să îl citesc pe părintele Viorel Picu, îmi spunea când eram eu diacon la catedrală. Zice, toată lumea mulțumită, și el a fost pe 12 ani la țară, 5 ani la Băneasa și 7 ani la Oltina. Și zice, la țară să știi că e lumea altfel. Cum, părinte? Zice, așa, îi vezi că sunt, îi știi într-un fel și la un moment dat îți dai seama că ai o impresie greșită despre ei. Zice, vine unul la mine, un tataie, mă, tataie, nu te-am mai văzut de mult, ce mai faci? Ne întâlneam așa, din an în paș, se numește, că se ducea cu anul, din an în paș, dacă ați auzit expresia asta, din an, înseamnă anul nou, când se ducea părintele cu crucea și apoi cu icoana și apoi cu boboteaza și îl mai vedea la Paști. Și așa, din an în Paști, adică din an nou în Paști, zice, părinte, să știți că toată treaba e bună, dar cred că o să dau puțin pe la biserică. Tot ce s-a întâmplat? Ce? Nu prea mai o găinile. Adică fiecare avea targetul lui, când îl atingea, lăsa pe părintele în pace. Iubiți credincioși, vreau ca măcar astăzi să plecăm de aici, din biserică, cu o anumită realitate pe care am învățat-o, că suntem bogați. Și să vă spun despre adevărata bogăție, ca să închei așa cum ar fi trebuit să și încep, eu toată săptămâna, știind că sunt în fața dumneavoastră astăzi, m-am liniștit și de-abia așteptam să vină duminica aceasta. Să știți că după la ora 5 n-am putut să mai dorm. Pur și simplu m-am trezit înaintea ceasului și am plecat de bucurie că mă întâlnesc cu dumneavoastră și cu Hristos din dumneavoastră. Așa, cu Hristos mă puteam întâlni și alaltă ieri, dar cu Hristos din dumneavoastră eram sigur că e o bucurie și mai mare. Și să vă spun că adevărata mea bucurie, dincolo de casă, de familie, de nepoată și așa mai departe, este bucuria cu care plec dimineața la liturghie, să mă întâlnesc cu Hristos din dumneavoastră. Cu Hristos din Sfântul Potir, pe care îl dau fiecăruia și nu se desparte niciodată, nu se împarte. Această bucurie, de fapt, este marea mea bogăție. Și atunci, trebuie să învățăm măcar astăzi să ne adunăm din nou gândurile și să ne întrebăm în mod real cât sunt de bogat. Și o să vă speriați cât sunt de săraci cei pe care îi invidiați. Pentru că dumneavoastră știți ce aveți, dar ei de multe ori, cei care au altfel de bogăție, nu știu poate nici să zâmbească. Sunt oameni pe care nu i-am văzut niciodată că răspund măcar la un zâmbet. Și am zis, fie la ei acolo. Dar eu vreau să vă spun că bucuria mea și bogăția mea este bucuria de a mă întâlni cu dumneavoastră, de a vă zâmbi, de a vă îmbrățișa și de a vă spune cât suntem de bogați. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu.